La început de sezon discutăm despre cum a fost anul 2022 pentru Ducati și pentru asta am venit la magazinul importatorului Ducati România, unde împreună cu prietenul Răzvan Veselovski vă spunem câteva cuvinte. Bun găsit, prieten! Bine v-am găsit! 2022 este anul de glorie pentru Ducati. Anul de glorie, un an cu multe elemente de suspans. Și chiar dacă a fost un an dificil pentru toată lumea, chiar și pentru Ducati, pentru că au fost problemele pe care le știm, cu transporturile, cu materialele, cu toate cele. Cu producția, cu limitările în producție, cu timpii de așteptare. Pentru nu știu câtele ani la rând, Ducati a reușit să stabilească un record al vânzărilor. Un record al livrărilor în principiu și vânzărilor, evident. Și e un record de producție și asta a fost pentru ei un challenge, să zic, o încercare deosebită, pentru că cererile au fost mult mai multe decât puterea de producere, de și în afară de asta, fabricii. Asta în contextul în care, ca de fiecare dată în ultimii nu știu câți ani, în toamnă au fost prezentate foarte multe modele noi. Nici n-am stat să fac socoteala câte modele noi au fost, dar au fost multe. A fost, în primul rând, o îmbunătățire, în 2022, o îmbunătățire, un model nou pe gama de superbike, pe gama Street Fighter, gama Multistrada, Diavel, practic, și urmează Scrambler, să intre în producție, practic o înnoire a gamei. Puține modele au rămas aduse la zi, să zic. Din punctul meu de vedere, cel mai spectaculos model este cel care s-a bucurat, cred eu, de admirația publicului. Este Diavelul V4, lângă care suntem, motocicletă pe care urmează să o prezentăm într-o zi, două. Merită, pentru că este o motocicletă excepțională și frumoasă. Da. Și tehnică și nu sunt cuvinte estetică. Mari, o simplă constatare. Nu, exact. În afară de motorul senzațional 4V, felul în care arată motocicleta asta a făcut ca mii de oameni de pe întreaga planetă să se îndrăgostească. La orice postare pui, orice fotografie pusă cu Diavelul V4, primește sute de like. O caracteristică tehnică pe care Panigale o are de foarte mulți ani și este implementată și pe Multistrada, sensul de rotație al arborelui, care cumva anulează forțele giroscopice ale roților și atunci intrarea pe curbe este absolut simplă și ușoară și se observă în campionate, în special Panigalele. Pentru o motocicletă de genul ăsta, pentru un user care își dorește un Diavel, această nu îmbunătățire, e o modificare radicală. Exact, radical. Schimbă față de modelul vechi, e schimbare majoră în masele în mișcare. Nu vorbim de greutatea redusă, că în piață, evident, sunt mai multe. Există o competiție, numai că la nivelul ăsta de 200 și un pic de kilograme nu prea există la caii putere pe care are Diavel și generația asta a motorului. Sunt foarte multe. Foarte multe odată. Și schimbările astea, și motorul nou revoluționar. Vreau să spun că era oricum preferata mea din gama Ducati și am fost impresionat de modelele pe care le-am testat până acum. Ăsta e foarte nou venit, încă nu e motocicletă de test. O să o testăm. O să fie îți ia mințile, pur și simplu. Să încălzește afară, pentru că nu vrem să facem încercări vremea. Referitor, anul trecut, 2022, să câștigăm și campionatul MotoGP și campionatul Superbike și mai multe campionate naționale. Și campion de producător și tot ce vrei. Și de echipă și de cam toate s-au strâns. Practic este o încununare a calității și a perseverenței în dezvoltarea produselor. Dezvoltare care se regăsește în motocicletele din showroom. Și în Panigale, și în Multistrada, și în Diavel. Vorbim de motor, vorbim de frâne, de stilema Brembo, care vine de pe Panigale. Adică dezvoltarea din curse se regăsește în showroom și implicit la client. Și la Ducati este foarte evidentă treaba asta, pentru că orice nouă piesă, orice nou reper, orice nouă tehnologie implementată la curse, peste 2-3 ani se găsește ușor în magazin.
chiar un pic mai repejor și este într-o continuă dezvoltare. Feedback-ul clienților ajunge imediat la fabrică și se îmbunătățesc sistemele, se îmbunătățesc softurile. Vorbim de Panigale, vorbim de Diavel, dar la fel de bine putem să vorbim de Monster, care este în linie, o motocicletă practic de 1000 de centimetri, dar are launch control, are 166 de kilograme la gol. Greutatea asta, fiind, șasiul fiind derivat din zona race, deci îmbunătățirea pleacă de la modelele de bază până evident la modelele de super competiție. La Monster e adevărat că mulți plâng după vechiul cadru grindă cu zăprele, dar după părerea mea n-avea rost ca motocicleta asta să nu fie updatată. E un pas în față ce s-a făcut. Explicația a fost foarte simplă. În momentul în care a fost lansat Monsterul, acum 30 de ani, atunci Superbike-ul, pentru că Monsterul este un naked al unui Superbike, era cu cadru cu zăbrele. Da. Acum nu mai poți să vii cu un Monster cu cadru cu zăbrele, când a venit cu un Superbike naked în regim de Monster. Dar trebuie să aibă cadru ușor de la Superbike, frâne, sistemele, și toată tehnologia. Evident, n-ai cum. Sigur, cine își dorește ceva clasic, există scramblerul de 1100, farul rotund, motorul răcit cu aer, spițe, exact, există. Nu e chestie decât de gust și evident de performanță. Am stabilit că pentru Ducati în general, anul 2022 a fost de mare succes. Cum a fost pentru Ducati România? Cu problemele pe care le știm de aprovizionare. Și noi am atins un prag foarte bun. Practic ne-am depășit toate așteptările. Și din câte știu eu, dacă ați fi primit motocicletele comandate, da, exact, ar fi fost mult mai bine pentru că se puteau vin. 2023 a fost primul an în care am intrat cu foarte multe comenzi semnate. Și am început deja să livrăm și ianuarie și februarie. Fabrica a fost foarte, departamentul fabricii de vânzări a fost foarte atent la cererile noastre și ca dovadă între primele motociclete Diavel, la fel și la Panigale SP2, la fel avem niște contracte cu motociclete unice, Street Fighter-ul Lamborghini, Street Fighter Lamborghini speciale clientii, care este desenat și făcut în colaborare cu clientul. Este unul din cele 5 motociclete pe care l-a primit departamentul pe mondial, să spun. Va ajunge în România la un client. Și sperăm noi, dar asta este deocamdată, să reușim să primim două Panigale Limited Edition, Baniaia și Bautista, prezentate în decembrie, în serie limitată de 260 de bucăți fiecare. Să vedem dacă reușim să aducem... De comandat le-ați comandat, problema e dacă se livrează. Le-am și plătit. Să vedem dacă, dacă ajung, pentru că, într-adevăr, e deosebit. Deci avem câteva noutăți pe care o să vi le prezentăm cu siguranță. În primul rând, motocicletele care au sosit. Vorbim de Panigale V4 SP2, vorbim de Diavel V4, motociclete care sunt sosite și pe care vi le prezint în zilele următoare. După care vor veni cele două versiuni Lamborghini. Probabil că în mai le vom prezenta peste câteva luni prin jurul lor, adică din respect față de client nici nu o să le putem porni. Asta e, dar sunt niște motociclete prea exclusiviste ca să facem altfel. Suntem bucuroși să le și vedem, doar să le vedem. Și după care sunt țări care nu au nu au primit și știu, țări europene, adică știu. După care dacă vin și versiunile limitate cele două, niște minunății cel puțin în prezentare și în desene și în fotografiile fabricii. Într-adevăr, designul, culorile sunt deosebite. Eu zic că vom fi răsfățați. Sper. Acum sincer, după weekendul trecut în care Bautista a confirmat, a bătut tot ce se putea bate, eu am rămas surprins, ținând cont și de vârsta lui ca pilot, mai are, se apropie de 40.
Dar se pare că s-a potrivit foarte bine pe motocicleta asta, pentru că în momentul în care a plecat din MotoGP, eu mi-aduc aminte, era salutat cu mult respect în paddock. Și am fost martor la o chestie de asta, a trecut pe lângă mine și toată lumea îl saluta foarte frumos. E foarte ambițios. S-a potrivit pe motocicleta asta. Și iată că nu numai Bautista a bătut și Ducati a bătut și clasa de la, la Supersport. Da, Panigale adică, V2, care este o motocicletă. Da. Prezentă o avem, în ciorul. O avem aici. Deci ne așteaptă un an 2023 foarte bun, zic eu. Da, super. Nu numai pentru Ducati în lumea asta, pe noi ne interesează ce se întâmplă în România. O să primim motociclete noi spectaculoase pe care o să le puteți vedea. O să fie clienții mulțumiți pentru că se pare că de data asta importatorii din România o să primească mai multe unități decât da, anul trecut, ele fiind comandate. Avem planul un pic, planurile un pic mai mari pentru că avem dealeri în țară care nu stau degeaba, să spun așa. Am avut ieri un feedback foarte interesant după cursele de duminică. Au fost prezente persoane și la noi și la dealer în țară. Panigale, Constanța și Iași, dacă nu mă înșel. Deci trei magazine, da, în care puteți găsi, în afară de București, produsele Ducati. Am vizitat magazinele din Cluj și din Constanța. Oamenii fac mari eforturi. La Iași încă n-am ajuns. Dar în orice caz, Ducati este una dintre cele mai îndrăgite mărci în România. Se adresează pasionaților. Pasionaților. Asta e un cuvânt excepțional. Nu are legătură neapărat cu finanțele, pentru că este clienților. Da, pasionaților, pentru că există motociclete de la prețuri foarte, foarte accesibile până la prețuri foarte exclusiviste. Dar e pentru pasionați. E și foarte ușor poți să devii pasionat după un test drive. Îți poate schimba multe păreri și multe experiențe pre-Ducati. Da, și probabil că dacă nu toți au posibilități financiare să se ducă direct la vârful de gamă, poate să înceapă cu un scrambler și după aia să updateze în timp. Împreună cu Răzvan, până la povestea viitoare, vă doresc mii de kilometri de bucurii, mergeți cu grijă și vă promit că o să vă prezint toate modelele noi, în primul rând cele apărute care sunt aici lângă noi în magazin. Toate cele bune. Numai bine.